Prin proiectul înnoirea flotei de tramvaie derulat în trei etape, municipiul Timișoara a achiziționat 23 de tramvaie noi. Dintre acestea, 18 sunt în circulație, iar 5 sunt în proceduri de reparații și revizii. Valoarea etapei a treia a proiectului este de peste 96 de milioane de lei. Pe lângă cele 23 de tramvaie, etapa pe care o închidem astăzi, Primăria Timișoara a semnat un contract adițional, un act adițional la contract prin care va achiziționa încă 17 pe fonduri din Programul Național de Redresare și Reziliență. Și de asemenea avem o licitație în curs pentru achiziția 34 aproximativ de trolebuze noi electrice, iar după închiderea acestei licitații vom demara o altă licitație pentru 30 de autobuze electrice. În total ne propunem să cumpărăm peste 100 de vehicule, undeva la 140 de vehicule în anii aceștia și anii care vor veni, în așa fel încât să putem să suplimentăm sau să asigurăm o flotă întreg electrică în Timișoara și încet, încet să putem să mutăm tot ce înseamnă vehicul diesel, vehiculele pe combustie internă, pentru transportul periurban pe care primăria le execută prin SMTT. Primăria municipiului Timișoara a făcut investiții masive și în infrastructura de transport în comun. Recent, linia 5 a fost deschisă și după 7 ani, tramvaiul 5 a circulat din nou în Ronaț, pe o linie nouă, pe un bulevard nou. A fost finalizat și bulevardul cetății. Toate aceste lucruri la un loc sunt părți mici care alcătuiesc acest deziderat al primăriei Timișoara de a transforma transportul în comun dintr-o opțiune doar a celor care nu aveau altă variantă, în cea mai bună opțiune pentru toți, în așa fel încât să putem să facem această alegere de a merge cu transportul în comun, pentru că această alegere este una bună și eficientă, atât pentru noi personal, cât și pentru oraș. Întrebat câte dintre aceste tramvaie sunt pe traseu, Ruben Lațcău a răspuns. Sunt încă multe vechi pe traseu și vor mai fi în continuare multe vechi pe traseu, pentru că chiar și atunci când vor fi toate cele 40 de tramvaie pe care primăria le are contractate, 24, unul pe noul contract livrate, 16 în curs de livrare, și în acel moment nu va fi în întregime umplută nevoia de flotă de aceste tramvaie noi. Vom fi nevoiți în continuare să folosim tramvaiele vechi pentru a suplimenta orele de vârf. Deci este clar că la finalizarea acestui contract, undeva în viitor, primăria va trebui să se gândească și la un lot al doilea de tramvaie noi, semi-noi sau altă variantă. De asemenea, pe lângă această problematică, mai este un alt lucru pe care trebuie să luăm în considerare. Sunt încă linii în Timișoara, cum este de exemplu linia 7, Ana Ipătescu, Aluniș, unde în acest moment nu avem capacitatea tehnică să introducem tramvaiul nou, pentru că starea tehnică a liniei cale este destul de șubredă. Tramvaiele achiziționate prin proiect au parcurs peste 1.200.000 de kilometri și au înregistrat peste 5 milioane de călătorii, în peste 94.000 de ore de funcționare. Orele de funcționare au fost calculate ca raport dintre numărul de kilometri și viteza medie comercială.